Salariații Complexului Energetic Oltenia sunt în stare de șoc după ce au aflat că un alt coleg de-al lor și-a pus capăt zilelor. O altă sinucidere a avut loc săptămâna trecută, atunci când un alt angajat al CEO, de data aceasta de la Ișalnița, a decis să-și încheie socotelile cu viața. Bărbatul de 43 de ani era din Fărcășești și nu a mai suportat dorul de soție care era plecat în străinătate. Trei sinucideri au avut loc într-o singură lună printre angajații Complexului Energetic Oltenia. Ultimul salariat al termocentralei de la Ișalnița și-a pus capăt zilelor în acest sfârșit de săptămână. Colegii spun că bărbatul era un om extraordinar, un bun meseriaș, fără probleme în căsnicie. Singurul lucru care l-ar fi putut determina să recurgă la acest gest ar fi faptul că bărbatul sufera din cauza faptului că nu avea aproape cele două fiice, deoarece acestea erau plecate la muncă în străinătate. În noaptea de 12-3 februarie 2018, în jurul orei 1, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 45 de ani din Craiova a fost găsit spânzurat în mansarda locuinței. În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență. Cadavrul a fost transportat și depus la morgă în vederea efectuării necropsiei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Familia a fost cea care a descoperit cadavrul bărbatului. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele prin care bărbatul a ajuns să recurgă la acest gest.